Zisa Domnul, precum voi să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe dânsii. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii același lucru fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți binele și să dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb, și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai Celui Preanalt, pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Cuvântul Euharistie înseamnă mulțumire. De aceea noi, în fiecare sărbătoare, duminică și chiar în fiecare zi, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru cele primite, dăruite și trăite de noi prin puterea lui Dumnezeu. Ale tale le aducem ție, ale tale dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate îți mulțumim, Doamne. Dar această stare de mulțumire care trebuie să o avem față de Bunul Dumnezeu trebuie să existe mai întâi la fiecare în sufletul său. Dacă tu ești nemulțumitor și cârtitor, cum poți să aduci mulțumire Bunului Dumnezeu? Și nemulțumirea din sufletele noastre, iubiți credincioși, vine din faptul că noi le căutăm pe ale noastre și nu pe ale Domnului și pe ale aproapelor. Și ca să scăpăm de această stare de nemulțumire, de cele mai multe ori justificată de noi, cu dreptate și corectitudine lumească, Domnul Dumnezeu ne spune clar: dacă veți face precum păgânii, ce mulțumire puteți avea? Și dacă voi n-aveți mulțumire în voi, cum puteți să-mi aduceți mie mulțumire și jertfă ca să primiți trupul și sângele meu? De aceea, iubiți credincioși, lucrurile sunt clare și precise, spuse de Domnul. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Dacă dăruiți celor care vă dăruiesc, ce mulțumire puteți avea? Dacă împrumutați de la cei care nădăjduiți să primiți înapoi, ce mulțumire puteți avea? Și dacă tot faceți unele și altele, cu gândul, cu speranța că veți primi la fel sau mai mult, ce mulțumire puteți avea? Pentru că așa fac și păgânii. Dar ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le lor voi mai întâi. Adică iubește fără să ai pretenția să fii iubit, dăruiește fără să ai pretenția să ți se dăruiască, slujește fără ca să ai pretenția și așteptarea să fii slujit, pentru că Domnul spune clar, iubiți credincioși, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit pe voi. Și cum v-am iubit pe voi? Păi voi, adică noi, oamenii, am devenit vrăjmașii lui Dumnezeu, nu El vrăjmașul nostru. Și El ne-a iubit, a iubit pe vrăjmașii Lui. S-a nomenit, s-a făcut om ca noi și și-a dus ascultarea până la jertfa pe cruce. Și acolo pe cruce a spus clar: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, și ne-a iubit pe noi desăvârșit. Dar poruncă nouă vă dau vouă, dacă vreți să fiți fii ai Tatălui Ceresc, care varsă ploaia și soarele îl dăruiește și peste cei buni și peste cei răi și peste cei sfinți și peste cei păcătoși, voi să iubiți pe vrăjmașii voștri,
să faceți binele și să dați un împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și atunci răsplata voastră va fi multă și veți fi fii. Asta e calitatea Iisus Hristos adevărată pe care o avem noi, de fii ai Celui Preanalt, de fii ai Lui Dumnezeu, de Dumnezei după har. Și ca să fim ca Dumnezeu, nu după ființă, ci după asemănare și după har, trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și în felul acesta ați ieșit din cercul acesta al plăcerii și al durerii, din cercul al lui Ada și al lui Ava, a ieșit din orice condiționare, pentru că iubirea de vrăjmaș te ridică deasupra lumii într-o libertate și o stare de har mai presus de toate, nu mai poți fi atins. De aceea, Iisus Hristos, Domnul spune clar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. Dar milostenia este, de fapt, iubirea manifestată față de cel care nu are. Iubirea față de cel care are este iubire, față de prieteni, față de cei apropiați. Iubirea față de cel care este sărac se numește milostenie. Dar iubirea față de vrăjmași, Iisus Hristos, înseamnă să fii în Dumnezeu, să fii Dumnezeu după har. De aceea trebuie să le aliniem pe toate. Mintea, cuvântul, simțirea, trăirea, emoția, trupul, fapta, toate trebuie să le aliniem pe această direcție a iubirii desăvârșite a lui Dumnezeu ca pregătire zi de zi pentru marea întâlnire cu Dumnezeu care este iubire în fiecare liturghie. Și atunci, noi exersând această stare de mulțumire în fiecare clipă, dacă vei face celui care nu poate să-ți facă, vei avea o mulțumire. Dacă vei împrumuta pe cel care nu poate să-ți dea, vei avea o altă mulțumire. Dar să fim foarte atenți, iubiți credincioși, cu discernământ, iubire, inimă caldă, dar minte rece. Pentru că dacă nu înțelegi foarte bine cuvintele, s-ar putea să iubești într-un sentimentalism bolnav și s-ar putea să alimentezi patima fratelui tău, fără să-l crești cu iubirea desăvârșită, pentru că iubirea implică discernământ, cunoaștere, smerita cugetare înseamnă măsură. Și atunci, iubiți pe vrăjmașii voștri înseamnă o măsură desăvârșită în Duhul Sfânt. Și toate aceste momente ale noastre, de zi cu zi și de toată săptămâna, în care încercăm și ne străduim să rămânem cu mintea în inimă, adică să nu ne scoată cel viclean din inimă, adică să rămânem cu mintea în har în Dumnezeu, este o pregătire pentru marea mulțumire din fiecare liturghie, când ne împărtășim cu Hristos, Iubiți Credincioși Euharistic, ne împărtășim și îl avem pe Hristos în inima noastră și cu adevărat, abia atunci, în Hristos, putem să spunem și noi că ne străduim să iubim pe fratele nostru și apoi pe vrăjmașii noștri. Dar pentru toate frământările noastre de zi cu zi vă îndemnăm, iubiți credincioși, să repetați acest cuvânt. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Cine a avut iubire mai mare, iubiți credincioși, decât Domnul nostru Iisus Hristos? Nimeni. Dar cine a avut iubire mai mare după Domnul nostru Iisus Hristos? Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pe care o cinstim astăzi, pentru că ea cu adevărat a iubit și s-a rugat și stă în genunchi și plânge încă pentru vrăjmașii Fiului ei care l-au răstignit. Deci oamenii l-au răstignit ca vrăjmași ai Fiului ei și ea i-a iertat și i-a iubit și împreună cu apostolii a slujit până când a plecat la Domnul și plecând la Domnul tot se roagă pentru lumea aceasta care nu face altceva decât să urască pe Dumnezeu, să nu iubească pe Dumnezeu, să se învrăjbească unii cu alții și atunci iubire mai mare de vrăjmași nu găsim în altă parte după Dumnezeu decât la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, la Maica Domnului. Astăzi cinstim acoperământul Său cel Sfânt, acoperământul Maicii Domnului. Omoforul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este mai puternic decât orice omofor de arhiereu. Repetăm, iubiți credincioși, omoforul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este mai plin de putere, de lumină, de iubire decât omoforul oricărui arhiereu, orice sfânt de pe fața pământului care a fost arhiereu. De aceea ce poate Dumnezeu cu voința,
poate Maica Domnului cu rugăciunea și în genunchi în continuu stă și se roagă pentru noi să ni se ierte nouă păcatele noastre. Adică Maica Domnului prin rugăciunile ei și cu omoforul ei în continuu, iubiți credincioși, mijlocește ca să fie iertate și dezlegate păcatele noastre. Dar noi cum stăm sub omoforul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu? Întâi și întâi prin credința cea adevărată. Apoi prin rugăciunea simplă, iubiți credincioși, la Maica Domnului, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi și nu miluiește-ne pe noi, pentru că mântuiește-ne este corect, iubiți credincioși. Și apoi spui cu bine, este cu adevărat, sau Născătoare de Dumnezeu, de 10 ori, de câte ori poți. Și după ce ai făcut puține rugăciuni și te-ai așezat sub acoperământul Maicii Domnului, vorbești și te rogi cu cuvintele tale, Maica Domnului, am problema asta, problema asta, problema asta, și vorbești ca un fiu față de Maică Sfântă, nu rugăciuni mari, lungi, pompoase, și îți vezi de treaba ta. Și iarăși te așezi în inima ta sub acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și te-ai pus în fotoliu și mai spui 10 Născătoare de Dumnezeu. Și iarăși vorbești cu Maica Domnului. Și te-ai apucat răjdeale tale și pe drum și când conduci mai spui 10 Născătoare de Dumnezeu. Și iarăși vorbești cu Maica Domnului și încetul de dimineața și până seara te așezi sub Sfântul ei omofor care te iartă și te dezleagă, te așezi sub protecția Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, sub omoforul ei, te așezi sub brațele ei părintești de Maică duhovnicească și sfântă și atunci, iubiți credincioși, ai intrat în Duh, în muntele cel cu umbră deasă, în care ne ascundem noi toți la sfârșitul viacului. Vedeți, în vremurile în care trăim, care mai de care caută o scăpare într-un plan sau altul. Nu există nicio scăpare. Fiecare acolo unde se află el, iubiți credincioși, să se așeze sub omoforul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciune simplă și constantă la Maica Domnului. Și atunci Maica Domnului spune unuia stai, unuia du-te. Unuia vină, unuia pleacă. Unul stai în oraș, unul du-te în munte. Unul fa așa, unul fa așa. Dar sub protecția Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, nu un munte fizic, ci un munte de netrecut, muntele cel cu umbră deasă, în care nu pot pătrunde atacurile vrăjmașilor noștri. Și atunci, cum ar fi, iubiți credincioși, ca fiecare creștin, de dimineața și până seara, așa cum poate el, din când în când, un rug aprins, o rugăciune neîncetată, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Și ai zis rugăciunea și îți vezi de viața ta. Și în timp ce mergi, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mi pe mine păcătos. Sabia Duhului și îți vezi de viața ta. Și ai să vezi că ești condus de Îngerul Păzitor și vorbești cu el, Îngerul meu Păzitor, învață-mă să fac voia lui Dumnezeu. Și iarăși ești sub acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Vlaherna, iubiți credincioși, pentru că de aceea Sfântul Erar Nildorobanțu este numit Patriarhul Bisericii Vlahernei, prigoniților, a toată lumea, iubiți credincioși, mai presus decât un patriarh ecumenic, a toată lumea, Sfântul Ierarh Nildorobanțu, hirotonit direct de Dumnezeu într-o arhiereu, când e Sfântul Ilie, i-a spus, vrednic este, și Maica Domnului l-a condus și l-a acoperit cu harul său continuu, având misiune de deslegare, de iertare, de binecuvântare, și de predicare direct sub conducerea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pe care o vedea în fiecare liturghie și în fiecare zi în teofanie. Și Maica Domnului și Îngerul Păzitor îi spuneau cum să lucreze în această biserică, nu paralelă, nu schismatică, cum spun alții, de catacombă, adică care a lucrat în duh, în stare, în putere, în vedere, în teofanie, sub acoperământul Maicii Domnului care i-a acoperit pe toți într-un mod aproape tainic și neînțeles de nimeni. De aceea, marea lucrare pe care vrem și care trebuie să o avem noi, dacă cinstim această sărbătoare și pe Maica Domnului, marea lucrare este să avem încrederea și puterea să ne predăm total Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și să credem total în protecția, acoperământul și rugăciunile ei. După această predare, să cerem să se facă voia lui Dumnezeu cea sfântă și să continuăm cu rugăciunile noastre simple și neforțate. Și o să vedeți că, de fapt, Maica Domnului vrea să ne adune pe toți în har, unii cu alții, pentru că unitatea
este mai importantă decât toate în zilele noastre. Omoforul, acoperământul, brațele părintești ale Maicii Domnului înseamnă unitate și protecție biscuitnicioși. Să rugăm pe Maica Domnului să ne dea puterea de a iubi la măsura la care ea ne iubește cu noi. Amin.